N-ai curajul să... Dar e orgolios? Eu nu știu cum este. E treaba lui cum este. Eu doar v-am citit ca să vedeți că nu vreau să-l dau afară. Păi el l-a deranjat că am spus că nu joacă echipa. Bă, spun și acum, nu joacă nimic echipa. Atât. Eu nu pot să țin cu forța. A, că spuneți că nu, că nu regret. Nu regret. Mai bine că am scăpat. De ce? Sincer, dânsul spunea că pe dumneavoastră v-ar deranja faptul că nu puteți să vă băgați la echipă, nu puteți să mai faceți schimbări, nu puteți să mai... M-am băgat 10 etape. M-am băgat. Nu, că nu a... Și deși nu mergea echipa bine. Bă, dar eu nu mă bag dacă merge echipa. Bă, dar banii mei trebuie să-i protejez eu, bă, sunteți ceva la cap, aveți? Păi vreți să ajung ca Dinamo la... și să piardă oamenii milioane, vreți să ajung ca Vaslui, pe numai 50 de milioane? Vreți să ajung ca Copos, vreți să... Nu vreau, bă, să ajung ca Negoiță, nu vreau, da? Nu vreau banii mei să ducă Papa Sâmbetei. Și atunci normal că mă bag să-mi protejez banii. Nu vinde, domne, păi, dar nu se vinde în România. Băi, am vândut pe Man cu 11 milioane, acum vor 7 pe el. L-am vândut pe Stanciu cu 9 milioane jumate, l-am vândut cu 5. Deci eu vând mai bine ca Italia, Belgia și Anglia. Că l-am vândut pe Chiricheș cu 9 jumate și l-au dat aia cu 7 la Napoli. Vând mai bine ca Italia, Belgia și Anglia, vând. Deci vă interesează mai mult să vinde jucători decât campionatul? Nu tot, vânțează banii pe mine. Ce, campionatul nu... Păi ce, slavă de șartă, ce rămâne cu campionatul? E adevărat, da. Înțeleg și pe ei, pe suporteri. Dar dacă vor să aștepte, dacă nu să ajunge, mă, ca la Dinamo și ca la Rapid, ce să le fac? Să ducă la CSA, că nu mai sunt Steaua eu, nu ziceți voi. El Tolontan nu zice că ce a zis legea și voi nu spuneți tot timpul și Naum, domnule, nu mai pronunțați Steaua. Băi, dacă nu pronunțați, nu mai sunt Steaua, lăsați-mă în pace, mă. Păi, sunteți nebuni, nu sunt Steaua când vreți voi. Când vreți voi, sunt Steaua. Păi ce sunt la cheremul vostru eu? Păi, sau, de exemplu, mesaje amenințare că, domnule, vrea să vină acasă. Vă vrea să vină acasă? Lasă-mă că vine miliția, lasă-mă vine procurorul, lasă-mă vine criminalistica, da? Și acolo și aici numai reclamații și gata, dosar, plângere penală. Și gata, o să uite pe cam. Bine, mă, nu suport, nu știu cine sunt. Care, ce suporteri, ce? Băi, să caute investitor. Bine, mă, să caute investitor. Să aducă 10 milioane și gata. Până atunci, să-și vadă treaba lor și suporterii nu mă interesează de ei. Eu n-am treabă cu ei. Eu nu mai am avut treabă cu ei și nu mă interesează. Eu știu că în țara românească am o societate comercială care plătesc taxe și care vreau să-mi câștig bani. Și lucrez. Și mai știu că nu vreau să intru în faliment. Ce, nu știu antrenori. Eu o să vedem antrenori. N-auzi că așa? Domnule, ce o să lăsăm noi orice antrenori? Păi stai, mă, să vedem. Acum să vezi penal. O să ia pe camere, să... toate camerele de filmat. Să vezi cine e și am zis, da, domnule, vreau să răspundă penal. Că nu iertați, nu. Vreau pușcărie să facă ca să stea acasă liniștiți. Să... Atunci să le spun nevestele lor, copiilor, mamele lor. Băi, stați cu mine, niște pușcărie. Ce? Protest ca să ce? Păi ce? Primăria ca să dea ce? Păi nu vezi? Cum adică să dea primăria protest împotriva unei societăți? Păi faci protest împotriva la ceva. Ceva care este în statul român, adică Constituția statului, mă, asta e privată, mă. Cum să faci protest împotriva societății private, mă? Ai ceva la cap, mă? Cine să dea așa ceva? Dar să fac atunci. Care e problema mea? Să facă în fiecare zi și mă interesează. Că zic că nu știu ce, că Facebook. Eu mă interesează Facebook pe mine și Instagram pe mine. Eu nu citesc asta, nu mă interesează astea pe mine. Că ce pun ei. Domnule Becali, sincer, nu vedeați totuși un progres după 7 victorii și un egal? Sau în viitor, nu vedeați da. O variantă? Păi, bă, tu ai... Bă, tu ai... Bă, nu scăd la cap cu voi, mă. Bă, n-ai văzut ce am zis? Că vine Coman, că vine Șerban, că vine Cordea. N-ai văzut ce am zis aici? Și să continue că face treaba ce ai văzut. Nu ai văzut ce am zis aici? Nu a coincis cu ce s-a întâmplat apoi. Păi și ce să fac? Ce să-l leg? Să-l țin legat? Băi, dar nu mai știu cum să facă cu voi, mă. Ce că n-au... Băi, eu am găsit... Păi, dar dacă ți-am scris, ți-am citit acum 5 minute, că stai liniștit. Bă, dacă ți-am citit acum 5 minute, bă, stai, că o să ai cu tare, să pleci în glorie. Dacă ți-am scris, ți-am citit acum, ce mai vrei? Cum să-l conving eu? Ce să-i fac eu? Eu chiar cred și chiar îi dau scuza lui. Ce?
ba COVID-ul, ba n-a fost coma, ba accidentări, a ajutat Dumnezeu și am ajuns să puteam să fim mai rău. Dar asta nu înseamnă că eu, patron, n-am voie să zic că nu joacă bine echipa, că mă supăr pe tine și cer o clauză care o dau donație la oameni.